sunt gata, ai încheiat-o. Și alții spun, alții mi-au scris, domnule, eu cred că am făcut una împotriva Duhului Sfânt. Zice, m-aș mai duce la adunare, m-aș fi, da, dacă am făcut una împotriva Duhului Sfânt și nu-s iertat, la ce să mă mai duc degeaba acolo, nu? Am făcut hula, nu-s iertat, nu mă mai duc la adunare, că mă duc degeaba. Eu oricum am făcut hula și nu-s iertat. Zice Domnul Iisus așa, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Și el zice, vezi ce zice Biblia? Nu este iertată. Dacă nu este iertată, mă duc cu păcatul la judecată, deja oamenii măcar să o fac lată pe pământ, să trăiesc cum trebuie, da? Cum întrece biblica. Dar auziți, în ce context spune Domnul hula? Unii zic că hula înseamnă să spui, să înjuri pe Dumnezeu. Păi mii de oameni care s-au întors la Dumnezeu și până să vină la Dumnezeu l-au înjurat pe Dumnezeu. Nu e adevărat? Unii au înjurat pe Dumnezeu și fără să-i dea seama. Din reflex au auzit vorbe și au înjurat. Asta înseamnă că toți ăia s-au întors degeaba la Dumnezeu? Hula împotriva Domnului Dumnezeu nu înseamnă să înjuri pe Dumnezeu. Să înjuri pe Dumnezeu este un lucru extrem de grav. Dar nu asta e hula împotriva Domnului Dumnezeu. Auziți ce e hula împotriva Domnului Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos a vindecat un îndrăgit, mut și orb. Asta e contextul. A vindecat un îndrăgit, mut și orb. Și fariseii, când au văzut lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Deci hula împotriva Domnului Dumnezeu asta înseamnă. Domnul Iisus face o minune în fața lor. Îl vindecă pe unul care nu are grai și nu vede, îl vindecă. Și ăsta deodată vede și aude. Și fariseii spun despre Domnul Iisus Hristos că l-a vindecat pe ăsta prin puterea diavolului. Asta este hula împotriva Domnului Iisus. Eu vă întreb pe dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prezent fizic în carne și oase acum pe pământ? Da sau nu? Nu este prezent în carne și oase pe pământ, Domnul Iisus. Este Domnul Iisus Hristos prezent în carne și oase pe pământ să facă miracole așa, la cortul spre, de punct de duci și o trebuie pe Domnul Iisus, că vindecă unul care nu are o mână. Îl vedem pe Domnul Iisus astăzi așa? Da sau nu? Nu îl vedem așa pe Domnul Iisus Hristos. Asta a fost hula. Când l-au văzut în carne și oase pe Dumnezeu întrupat, făcând lucrări supranaturale și spuneau că face lucrări cu puterea diavolului. Asta era hula împotriva Domnului Iisus. Noi nu avem astăzi pe Domnul Iisus în carne și oase, făcând miracole peste tot pe straduri, ca să putem huli lucrarea lui și să zicem că face lucrări cu puterea diavolului. Asta este hula împotriva Domnului Iisus. Hula împotriva Domnului Iisus nu mai este precizată niciodată în Biblie, în niciun alt context, decât în prezența Fiului lui Dumnezeu. Era un păcat împotriva lucrării pe care o făcea Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Asta este hula împotriva Domnului Iisus. Dar astăzi Domnul Iisus nu este prezent fizic făcând asemenea un miracol ca noi să putem păcătui în felul acesta față de Domnul Iisus Hristos. Dar vedeți, diavolul, asta este o caracteristică a diavolului. Diavolul se folosește de Biblie. Diavolul se folosește de Biblie ca să ducă oamenii în rătăcire și ca să-i zăpăcească de cap. Un alt păcat precizat foarte des este păcatul cu voia. Ați auzit de păcatul cu voia, nu? Ceva a făcut păcatul cu voia. Eu am auzit, vă spun, deslușind lucrul acesta, am auzit de N ori. De N ori. Spus în tot felul de adunări, că dacă ai făcut un păcat, că ai vrut să-l faci, nu mai ești iertat. Acum eu vă rog să vă ridicați în picioare cine l-a făcut în viața lui de când s-a întors la Domnul păcat? Voi. Doamne, mi-a făcut cineva ceva, am avut timp să mă gândesc, am putut să mă opresc, nu m-a oprit, m-am dus și am spus și eu la voi. Am făcut un păcat cu voia. Am făcut un păcat cu voia. Și ei citesc din Evrei, capitolul 10, cu 26, unde spune, dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio șefă pentru păcat. Gata, am încheiat. Am păcătuit cu voia. Toți am păcătuit cu voia de aici. Ce mai căutăm aici? Și oamenii spun, dacă ai păcătuit cu voia, ai făcut un păcat voluntar, conștient, nu mai ești iertat. Că asta spune Biblia. Biblia spune că nu mai este jefă de păcat pentru păcatul cu voia. Nu mai este jefă pentru păcatul dacă ai făcut păcat cu voia. Dar ce e păcatul cu voia? Păcatul cu voia nu este un păcat, doar un păcat voluntar. Orice păcat. Zice, dacă păcătuim, nu vorbește despre păcatele cu voia. Adică orice păcat cu voia. Ce înseamnă păcatul cu voia? Uitați ce înseamnă păcatul cu voia. Iar păcatul cu voia este un păcat care se poate face față de Domnul Iisus Hristos. Atât. Ia uite ce înseamnă păcatul cu voia. Zice Biblia așa. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt pe care acea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Deci fiindcă avem jertfa Domnului Iisus. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, deci fiindcă l-avem pe Domnul Iisus, ca Mântuitor al nostru prin jertfa Lui și ca mare preot, zice, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință de plină, cu inimile spropite și curățite de cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Deci El zice, Domnule, simplu. Îl ai pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Îl ai, asta e chemarea, mai simplu. Da? Se înțelege. Îl ai pe Domnul Iisus și apostolul îndeamnă, veniți la Domnul Iisus Hristos. Erau niște evrei, care unii dintre ei
cochetau cu creștinism, mă, să vin, să nu vin. Unii veneau, dar să mai gândeau, puteau în adunare, dar nu erau hotărâșii. Zice, mă, dacă ai jertfa supremă, vină o dată la Domnul Iisus Hristos, nu mai sta. Și el după aceea spune așa, ca să le arate ce serioasă e relația cu Domnul Iisus Hristos, spune, că dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, ce cunoștință adevărului? Pe cunoștința că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, Marele nostru preot, Mijlocitorul nostru, singura cale de mântuire, dacă am primit cunoștința adevărului și dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. De ce nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate? Că Iisus e singura jertfă. Ce altă jertfă să mai fie? Că pentru evrei asta era. A, mă întorc înapoi la sistemul iudaic, la vechile jertfe. Că și dacă nu-s creștin, mă duc înapoi la vechile jertfe. Și apostolul spune, nu te duci la vechile jertfe, că nu mai există, nu mai e valabilă. Asta spune el în evrei, nu? S-a încheiat cu toate jertfele alea. Dacă îl respingi pe Domnul Iisus Hristos, nu mai există altă jertfă. Mai există altă jertfă, spuneți-mi. Nici măcar poporul Israel astăzi mai are altă jertfă. Nu mai există altă jertfă. Asta este păcatul cu voia. Păcatul cu voia este respingerea deliberată, totală, continuă, finală a Domnului Iisus Hristos. Și adevărul ăsta este, dacă ai respins unica cale de mântuire, alta nu mai este. Dumnezeu nu o să facă o cale de mântuire specială pentru mine, că sunt eu încăpățânat. Zic, mă, mie nu prea îmi place de Domnul Iisus. Îs evreu, o să-și bată joc familia de mine, o să mă dezmoștenească, o să mă dea afară din sinagogă, las că mă duc la vechi, ce, mă duc și atunci înapoi, miei mei și taurii mei, nu e niciun fel de problemă. S-o crezi tu? Asta spune Pavel. Nu există așa ceva. Singura jertfă, singura cale este Domnul Iisus Hristos. S-o termina cu jertfele dinainte. Asta e păcatul cu voia. Deci păcatul cu voia nu este că tu ai păcătuit într-o zi, dar îți faci ce prostesc e lucrul ăsta. Am făcut un păcat conștient într-o zi, și nu mai are sens să mă pocăiesc, că am făcut păcatul cu voia. Asta e o aberație. Este un lucru pe care Satana îl folosește ca să învinovățească oameni. Că au făcut păcatul cu voia. Acum mai este o altă concepție. Sunt unii oameni care zic că, de fapt o să am un puțin lucrul acesta, dar e foarte important. Sunt unii oameni care vorbesc despre păcatul acela care duce la întoarcerea celor șapte duhuri. Nu știu dacă ați auzit de ideea asta, dacă o să o auziți vreodată, vreau să o lămuresc foarte scurt acum. Știți evenimentul acela în care Domnul Iisus spune, dă o pildă, că un om este eliberat de duhuri și spune Scriptura apoi că se întorc șapte duhuri mai rele. Da? Duhul a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o tignă, nu o găsește și mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit și când vine neau, găsește goară, măturată și podobit. Dar mi-au auzit oameni care au zis așa. Zice, mă, eu am venit în adunare, am ascultat un alta, zice, dar m-am făcut mai rău. Și s-o întorc cele șapte duhuri, eu nu mai am nicio șansă. Da, nu mai are sens în baca. Aia s-o întorc cele șapte duhuri. Însă dacă vă uitați dumneavoastră, în context unde vorbește Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus zice așa, drept răspuns, El le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Ion. Deci Domnul a făcut o grămadă de minuni acolo, ăștia mai vreau un semn. Ei, cu toate minunile, zice, totuși mai vreau un semn ca să te credem. Păi mi-a făcut Domnul mii de semne, câte semne tot vrei? Zice, numai, gata, spus semne. S-a terminat cu semne. Nu există alt semn decât semnul prorocului Ion. Cum Ion a stat 3 zile în adâncul mării, la fel Domnul Iisus va sta 3 zile. Asta este semnul. Și Domnul vorbește acum despre poporul Israel care l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Domnul a venit în poporul Israel, a făcut curățenie, a vindecat, a eliberat oamenii de duhuri necurate, dar oamenii nu l-au primit. Aici a fost problema. Asta a fost problema. Domnul Iisus spune cu alte cuvinte, eu am scos dragi, dar dacă voi nu puneți nimic în casa asta, din care eu am scos dracii, o să se întoarcă, alții mai reși, o să ajungeți mai rău decât ați fost înainte. Și ăsta este adevărul. Că ei nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și au ajuns mai rău decât au fost înainte. Că nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Că problema, asta este o imagine, o pildă pe care o folosește Domnul Iisus pentru a vorbi despre poporul Israel. Nu vorbește Domnul Iisus Hristos despre mine sau despre tine. Auziți cum încheie pilda. Auziți. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă a omului acestui ajunge mai rea decât cea de tine. Și cineva zice, vezi, zice de omul acesta. Adică de orice om. Nu, zice Domnul așa. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam. Cu acest neam. Care acest neam? Cine era neamul despre care vorbea? Poporul evreu. Domnule, Domnul Iisus îți dă interpretarea pildei dacă ai citit acolo.
Dacă Satana scoate numai un verset din Biblie și ți-l aduce mintea iurea și ți-l interpretează Satana, să știi, Satana e tare prost interpret. Dacă te tălmăcești el Biblia, te duci de repă. Dar Domnul Iisus a explicat foarte clar. Tocmai așa se va întâmpla cu acest neam viclean. Adică simplu, Domnul a scos dracii din oameni, a pregătit lucrarea și a făcut invitația Evangheliei. Și poporul a zis, nu, nu ne trebuie așa ceva. Și au rămas fără prezența Domnului Iisus Hristos. Ei trebuiau fiecare dintre ei să primească în inimile lor pe Domnul Iisus Hristos. Că unii intră Domnul Iisus în inimă, nu mai intră niciun drag după aia acolo. Ferească Dumnezeu să credem așa ceva, o asemenea aberație și erezie. Să credem că poate să intre un Duh, unde a intrat Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus nu permite așa ceva. Dar acolo unde se face o curățire numai din asta morală, oamenii sunt și ei de acord, da, se liniștesc, așa devin niște oameni buni, dar nu-L primesc rea pe Domnul Iisus Hristos. Starea celor om poate să rămână mai rea. Dar aici vorbește Scriptura despre acest neam, despre acest neam, despre acest neam. Apoi, nu doar că există anumite păcate care îi fac pe oameni să-și piardă siguranța mântuirii, păcate care vedem la ce se referă, da? Una împotriva Duhului, păcatul cu voia, întoarcerea celor șapte duhuri, dar există și anumite binecuvântări pe care noi le putem pierde pe pământ, dar care nu înseamnă că le pierdem mântuirea. Sunt niște binecuvântări pe care le pierdem. Hai să dăm câteva exemple. De exemplu, Matei, capitolul 5. Deci, voi sunteți sarea? 13, versetul 3. Voi sunteți sarea? Pământului. De aici vorbesc despre relația noastră cu oamenii, da? Dar dacă sarea își pierde gustul, pentru cine e sarea? Pentru cine e sarea? Pentru oameni, nu? Oamenii trebuie să guste sarea. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce fac că vă dă iarăși puterea de sarea? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Nu zice călcat în picioare de Dumnezeu, că te aruncă în foc Dumnezeu. Nu asta spune. Cu alte cuvinte, textul acesta spune în felul următor. Dacă tu ca și credincioși, ucenic al Domnului Iisus, îți pierzi mărturia, oamenii de afară o să te calce în picioare. Este un limbaj metaforic. Nu mai ai nicio valoare pentru oameni de afară. Dacă ți-ai pierdut mărturia, oamenii nu mai dai 2 lei pe tine. Nu mai ești bun de nimica. Tu poți să fii un predicator extraordinar. Poți să fii, nu știu ce să mai faci după aceea. Trebuie să faci evanghelizare. Dacă ți-ai pierdut mărturia, oamenii te calcă în picioare. La conturile străduri. Tot e bă și asta. Dacă ți-ai pierdut mărturia. Dar să pierzi mărturia este diferit de a pierde mântuirea. Două lucruri total diferit. A, nu, că spune acolo că gata, zice, lepădat afară. Băi, lepădat afară de oameni, citește textul. Nu suci textul Bibliei ca să însemne ce vrei tu. Auzi, voi sunteți lumina lumii. Vorbește despre relația noastră cu lumea. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă față de cine? Față de oameni, că Dumnezeu mă vede oricum mă ajută și eu. Pot să mă ascund în fundul pământului că mă vede. Nu vorbește de relația mea cu Dumnezeu aici. Și oamenii au prin lumina. Tot textul vorbește despre relația mea cu oamenii, nu Dumnezeu. Oamenii n-au prin lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă, oamenilor din lume. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Deci vorbește despre relația noastră cu oamenii. Și textul acesta ne arată pericolul de a ne pierde mărturia înaintea oamenilor. Dar nu mântuirea. Dar nu mântuirea. Mărturia. Se mai poate, da, se poate pierde mărturia, se poate pierde răsplata. Auzi ce spune Scriptura. Unul Corinteni și mulți folosesc textul acesta să spună. Auzi ce spune, ce grav spune aici. În textul acesta, unul Corinteni, capitolul 3, zice, nu mai, gata, nu mai. Zice așa, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Nu zice, gata, te-ai pierdut. Mă, ce spune textul ăsta? Își va pierde ce? Își va pierde ce? Răsplata. Răsplata. Nu zice, va pierde relația cu Dumnezeu. Își va pierde mântuirea. Va pierde pe Duhul Sfânt. Unii încearcă să mă crede. Va pierde pe Duhul Sfânt. Pierde nașterea din nou. Pierde iertarea păcatelor. Pierde răscumpărarea. Pierde jertfa Domnului. Pierde tot, 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 tot. Nu o să spune Biblia. Biblia vorbește despre lucrarea omului. Auziți? Dacă lucrarea lui, este vorba despre o slujire aici. Pavel spune, eu ca un meșter zidar, asta e slujire. Am pus temele, asta e slujire. Fiecare se ia bine în seama cum clădește deasupra, asta e slujire. Înaintea lui Dumnezeu. Cine clădește aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, trăste, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului va face cunoscută. Dar chiar pasajul acesta e foarte relevant pentru discuția asta, pentru că spune, dacă lucrarea lui va fi arsă, adică a fost fără valoare, ce e făcut-o fost zero, înaintea lui Dumnezeu. Își va pierde răsplata când despre el va fi mântuit. Dar cap în foc. Adică a trecut focul, ți-a făcut pulbere lucrarea, dar ești mântuit, că sufletul tău e una, lucrarea ta e altceva. Și textul spune clar, va fi mântuit. Ești cu nu va fi mântuit. Dar textul spune, va fi mântuit, nu spune că nu va fi mântuit.
Răsplata noastră e una, mântuirea noastră e altceva. Vedeți așadar, a pierde mărturia ca participă, a pierde răsplata, este cu totul diferit. Mai există posibilitatea să pierzi poziția în slujire. Sau privilegiul ăsta de a sluji pe Dumnezeu, să știți că privilegiul acesta se poate pierde. Nu e Scriptura așa. Ci mă port astfel cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, adică după ce am slujit altora, eu însu să fiu lepădat sau descalificat. Că dacă eu, Andrei Curetoru, fac lucruri pe care le condamn în predicile mele, nu s-o descalificat? Dacă eu sunt un om necumpătat în multe domenii și oamenii văd lucrul acesta, mai pun oamenii preț pe ce spun eu, nici vorbă de așa ceva. Chiar dacă spun adevărul. Asta mă duce la descalificare, la lepădare de la slujire. Nu mai am dreptul să fiu acolo. De aceea citiți niște pasaje largi în Sfânta Scriptură, în Tit, în 1 Timotei, unde mi se spune cum trebuie să poarte prezbiterul sau diaconul. Ce calități trebuie să aibă. În momentul în care și-a pierdut calitățile alea, și-a pierdut dreptul la slujire. Pur și simplu. Să încheie discuția. Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar una să-i pierzi dreptul la slujire și alta să-ți pierzi mântuirea. Că zic unui oameni, am auzit discuția asta, zic oamenii, frate, hai să-l restaurăm, să-l restaurăm, mă restaurăm, Domnul iartă păcatele. Dar una e să îți ierte Domnul păcatele și alta e să te pună în fruntea adunării. Două lucruri total diferite. Una e slujirea ta și alta e relația ta cu Dumnezeu. Dacă te pocăiești sincer, Dumnezeu te restabilește, te restaurează. Aia e voie să fie restaurat și pus pe vârstul scării unii. Chiar dacă au făcut toate mizerile lumii, îți cere să mă restaurează. Bă, Domnul te restaurează că te iartă, nu că te pune înapoi în slujire. Deci se poate pierde mărturia, răsplata, slujirea, se poate pierde bucuria. Dar unul e să pierzi bucuria și unul să pierzi mântuirea. Ce spune David când se pocăiește de păcatul pe care l-a făcut cu Batseba? Dă-mi iarăși... Nu zice dă-mi iarăși mântuirea. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Deci n-a pierdut mântuirea, a pierdut bucuria. Prin păcat eu nu pierd mântuirea, ci pierd bucuria mântuirii. Sau spune el, nu lua... Păi cum a rămas Duhul Sfânt cu el când a păcătuit? Că zice, hai să-ți dau texte care îți arată că pierzi Duhul Sfânt. Cum a rămas Duhul Sfânt cu David cu păcătuit? Păi de ce s-o pocăit? S-o pocăit prin fire? Cum a reușit David să se pocăiască? Fiindcă a rămas Duhul Sfânt acolo și l-a presat. Nu spune el în psalmii pe care îi face ca plângere, ca semn de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Nu spune când am tăcut. Gemea. De ce? Că mâna a apăsat. Și cum a apăsat Dumnezeu? Nu s-o placă de beton pe el? A fost Duhul Sfânt în el care îl teroriza într-un fel acolo. A pierdut bucuria mântuirii, dar n-a pierdut mântuirea. În Apocalipsa, de exemplu, mai există un pasaj care iar este folosit pentru a vorbi despre... Vedeți, astea sunt niște lucruri pe care trebuie să le învățăm să nu ne pierdem siguranța mântuirii noastre. Să nu ne pierdem siguranța mântuirii noastre. Zice Scriptura așa, iată, eu stau la ușă și bar. Cui spune Biblia textul ăsta? Despre cine vorbește Biblia? Vorbește despre biserică. O biserică care, prin ceea ce făcea înăuntru, a scos pe Iisus afară. Și vă spun că sunt cu draie de biserică așa. Deci, Doamne, dacă ar fi Duhul Sfânt acolo, dacă n-ar fi, ei își fac poeziile lor. Ei fac slujbele lor, n-au nicio treabă. Îi Dumnezeu, nu-i Dumnezeu, ce avem noi timp să ne gândim dacă e Dumnezeu cu noi aici? Sau noi facem slujbele noastre, spunem poeziile noastre, merem înainte. Și Domnul spune, măi, eu stau la ușă, afară, îngerului bisericii. Din la Odicea scrie, să afară, când deschideți și nu e cineva ușa. În adunare. Mă, voi faceți fără din acum. Nu și eu scopul. Nu-i Domnul Iisus e scopul întâlnirii noastre aici? Ăștia sărbani au pierdut. Ținta au pierdut direcția, au pierdut scopul. Zice, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și eu cu mine. Și ce-au pierdut, ce-a pierdut oamenii din biserica asta? Au pierdut părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Au pierdut părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Dar una e să pierzi. Una este să pierzi părtășia, răsplata, mântuirea, slujirea și alta este să pierzi mântuirea. Sunt două lucruri complet diferite. Deci sunt anumite păcate care îi fac pe oameni să piardă siguranța mântuirii, sunt anumite binecuvântări care se pierd, dar care nu înseamnă neapărat că se pierde mântuirea. Și mai există aici, aș sublinia un al treilea motiv pentru care oamenii nu au siguranța mântuirii și asta este datorită înțelegerii greșite a unor evenimente. Și voi menționa două, judecata și răpirea. Păi începe cu răpirea. Sunt oameni care zic așa, fiate, eu mă sunt mântuit, sunt născut din nou, sunt iertat de păcate, dar dacă Domnul Iisus, de exemplu, mă prinde când vine la televizor, am încurcat. Salut.
tot să mergi, dacă ai fi 350 de ani de copii și tu mi-ai trebuit să-l dată. Și Domnul Iisus ca nu. Dacă Domnul Iisus, de exemplu, te-a prins, tu ești pe afară și greimile au intrat în bucătărie și ți-au murdărit tot pe acolo. Pai, ce ți-au făcut și intri? Și spui, vai, găinile, nu știu ce, măi, și vezi cotea mare, nervos, o venit, te-o prins, te-o prins, te-o prins, ce-l sau? Și sunt oameni care zic, salut, te-o prins, te-o prins, aiurea, te-o prins de 50 de ani bine, dar te-o prins, te-o prins pe șină. Asta e, ai încurcat. Sunt oameni care chiar cred treaba asta, înțelegeți? Eu auzi predicându-se lucrurile acestea. Eu le aud problema, dar auzi spune, doamne, lucrurile astea de la învăr. Și toți oameni, da, dacă mă prinde Domnul, da, cum să ai tu siguranța mântuire? Că în fiecare zi faci greșeli. Te enervează pruncul, te mai supăr nu știu ce, în fiecare zi faci greșeli. Nu ai nicio siguranță mântuire. Normal că oamenii zic, ce se fac la adunare? La ce am făcut săptămâna asta nu mă mai duc. A, ce se? Că la feri ce am făcut, asta m-am mutat, da, nu mai are sens. Da, oricum, dacă vine Domnul, oricum nu mă ia. Normal că dacă crezi asta, nu te mai implici. Te retragi și Satana te minte cu treaba asta. Te minte cu treaba asta. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Un singur lucru din... Să vă spun un lucru, să folosesc expresia asta, dacă îmi permite să expresia asta a Apostolului Pavel. Din unul ce s-a încet când vorbește de sfârșit. Zice, iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Nu ce spune Satana cu niciunile lui și ce spun oamenii. Auzi, știi cine vor fi răpiți? Este teologia asta, zice, cine e gata? Că aveți cântă, cine e gata de plecare, se duce sus? Asta se zice, zi, niște minciuni. Nu cine e gata de plecare, cine e Domnul Iisus se duce sus. Nu cine e gata de plecare, cine e gata? Spuneți-mi, cine e gata? Cine e gata, Domnule? Cine e gata prin forțele lui proprii? Noi nu ne-am pocăit, cine știe toate păcate? Vă întreb, cine își cunoaște toate păcatele? Cine își poate contabiliza toate gândurile, numai gândurile rele? Ca să spui că te-ai pocăit de toate. Asta este o mândrie, o aroganță, oameni care zice, a, numai aia care-s gata să duc. Cine e gata? Dom'le, cine a putut să-și contabilizeze toate păcatele și să poată pocăi de toate? Zice David, iartă păcatele făcute în neștiință. Zice, mă, s-a atât de-a păcatele că nu mă pot pocăi de toate. Dumnezeu de asta ne ia. Că am reușit eu să fac lista perfectă a păcatelor mele, ar trebui să-mi conjur pământul de câteva ori cu lista aceea. Că nu mă pot pocăi de toate. Dar trebuie să mai fac nimic, ca să mă pocăiesc în tot timp de păcate. Și eu, aberația asta. Eu sunt pregătit fiindcă sunt în Iisus Hristos. De asta sunt pregătit. Auzi ce zice Pavel în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4. Zice așa. Iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Domnul vine, întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii care vom fi răpați, care vom fi rămas, vom fi răpiți cât? E cuvânt important. Toți împreună. Noi cei mici, toți împreună. Nu zice unii. E care sunt mai pregătiți. Și să vă spun, știți ce e Leonard la ideea asta? Exact ideea ortodoxă a balanței. Dumnezeu vine te pune la balanță. Ia-ți vedem ce-i cântat. O, faptele mele! A? Jos, tu rămâi, mai treci la când vine acasă, mai tragi la cărere. Să te mântui prin suferință. Aberație, erezie. Te mântui prin suferință, Domnul. Nu mă mântuie jertfa Domnului, mă mântuie prin suferință, Domnul. Mă bagă Domnul la rotisor și mă mântuie prin suferință. Să mă cingă tare, necat, să curgă păcatele mele. Mă mântuie prin suferință, auzi. Nu e bine, spune bine, mă mântuie prin suferință, Domnul. Zice, toți împreună. Este o înțelegere foarte greșită, să știți, a răpirii. O înțelegere foarte greșită. Că Domnul ne pune la balanță. Ia, merge, ia să vezi. Ești ca la limită. A, ia să zic, dai să treacă, trebuie să ajungem aici, să vedem. Măi, ești ca la limită, ca la limită, să vedem, ai 49,9. A, 0,1 nu-ți mai trebuia la ce. Mai avea o faptă bună, mă, dacă apucai să spun cuvântul, nu te lua. Da, așa, uite, mai stai dacă aici la o leacă, la... Da? La prăjar. Bă, trebuie să treci prin focul suferinței, ca să te mântui. Asta sunt lucruri pe care le spun oameni credincioși, deci nu... Ascultați-mă, nu vorbesc acum de oameni din lume. Vorbesc de oameni din adunări care cred în reacțiile astea. Cum să ai tu siguranța mântuirii? Vă fi de cum fi. Vrei să fii la balanță, pur ce o zice Dumnezeu la balanță. Și ca asta. Și al doilea eveniment foarte greșit, înțeles, este judecata. Ascultați ce spune Biblia. Ioan 5, la o mormântare ortodoxă care a fost aici, în Gorj, am fost la prima mormântare ortodoxă din viața mea. Dar i-am prins foarte bine. A citit acolo preotul versetul următor, auziți? A citit din Biblia. M-am bucurat, am predicat, nu m-a ce-o zis el. N-am predicat niciodată, nu m-a ce-o zis el. Auziți ce zice? Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede, și crede în cel ce m-a trimis, are viață, nu va avea viața veșnică, are viață. Zice cine crede, nu cine face fapte bune și ajunge la balanță să vedem, are viață veșnică. Zice cine crede, Domnule?
îți pui încrederea în Iisus, ai viața veșnică. Și ascultați-mă. Și nu vine la judecată. A murit-o. Zice, nu vine la judecată. Ce a trecut? Din moarte la viață. Apostolul Pavel, ca să le bage mințile în cap la frații din Corint care îi dădeau judecat unii pe alții, zice, nu știți că voi veți judeca lumea? Cum, Doamne, s-a pungut la judecată dacă noi o să judecăm lumea? Și apoi spune, nu știți că voi veți judeca pe îngeri? Cum, Doamne, s-a ajuns la judecată dacă noi o să fim împreună cu Domnul și vom judeca? Cum adică? Adică mă pun în timpul judecă, mă vine, după aia ne pune și judecăm pe aia la alții. Zice, a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Nu vine la judecată. Doamne, tu nu mi-ai la judecată. Păi înțeles? De ce? Când locul tău a fost judecat Domnul Iisus Hristos. N-a fost Domnul Iisus judecat pentru noi? Când Domnul Iisus a dat pentru cuce? Pentru ce asta? Dumnezeu a dat sentința pentru păcat, care este moartea. L-a judecat, a murit pentru păcatele noastre și s-a încheiat. Acum este adevărat că există o judecată disciplinară făcută pe pământ. Aia este altceva. Care s-a fost citit mai înainte din Corint. Zice, dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Vedeți ce separare pe aia între noi și lumea să face? Și dacă păcătuiești, Domnul zice, pune joarda pe tine, fiul meu când păcătuiești, ce, eu scot afară în drum și-l dezmoștenez? Nu, fiul meu când păcătuiești, fac o judecată disciplinară, corectivă. Nu o judecată de dezmoștenire, de aruncare din casa mea. Ce părinte face treaba asta? Dumnezeu ne judecă, dar ne judecă aici pe pământ ca să nu ne judece, zice, odată? Niciodată să nu trăiești în cap cu ideea că te duci la judecată. O, mă mână balanță! Am curcat-o, doamne! Tu duci la balanță! Oai, când scoate Dumnezeu foia, când vine la mine, vine cu motul stipuitoare de păcate. Ce am aici de judecat la tine? Dar avem milioane de ani, nu e niciun fel de problemă. Nu există așa ceva pentru noi, credincioși. Nu există așa ceva. În Domnul Iisus Hristos este un caz de lui gol. Iertat, răscumpărat, s-a încheiat. Nu există judecată pentru tine, înțelegeți? Evenimentele astea, judecata și răpirea, pentru că sunt înțelese foarte greșit, duc pe mulți oameni în rătăcire. Și eu văd cât e ceasul, dar aș vrea să mai precizez un motiv pentru care oamenii înțeleg greșit, înțeleg că... sau nu au mântuirea. Nu au siguranța mântuirii, mă scuzați. Nu au siguranța mântuirii pentru că nu înțeleg ce e mântuirea. Și vă dau exemplu. O să vă iau așa toate confesiunile mari. Dacă eu, de exemplu, pe baptiști creștini, pe maghiari care practică botezul mare, da? Eu sunt baptist, nici nu problemă. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Crede în Domnul Iisus, da? Crede și te botezi și vei fi mântuit. Nu te botezi, nu ești mântuit. Zici, e o eroare. Botezul nu are niciun rol de a mă mântui pe mine. Înțelegi? Cum să aibă el siguranța mântuirii dacă el și-a pus siguranța mântuirii într-un botez? El și-a pus siguranța mântuirii într-un botez. Este o erezie pentru că face un atac la persoana Domnului Iisus Hristos. Păi, eu nu mă mântui prin Domnul Iisus și mai fac o spălătură. Băi, atunci dacă să fii, eu am spus să vreau asta, dacă e să fii mântuit, bă, botează-te de tot. Că poate că mântui, cum zic, ai fi mai mântuit decât toți. În altă confesiune, da, vorbim de carismatici, pe negoța spune, e mântuit dacă, a, botează, na, păi bun și ăla, dar nu asta. Deci și botezat cu Duhul Sfânt și să ai vorbirea lui. Păi te întreb, tu pui vorbirea în umblă că persoana Domnului Iisus Hristos? Zice, bă, degeaba. Degeaba te-ai botezat, degeaba ai crezut, degeaba ai venit la Domnul Iisus, dacă n-ai vorbit în mine, nu te ia la rând. Noi nu trebuie cu tine. Și mulți oameni strași în curs asta și zic, hai să vorbim și noi, nu să facem ceva, să pomojească lucruri la tot felul de... Domnule, să facă și el. Că se teme că și când are mântuirea, fiindcă nu a vorbit în mine. Este o operație. În Biblie nu spune așa ceva. În Biblie viața veșnică este legată de credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Orice pune o lângă Domnul Iisus Hristos este greșit. Nu, este pur greșit. Este pur greșit. Alții? Da. Dar nu, noi nu suntem nici cu botezul de apă, nu suntem nici cu botezul cu Duhul Sfânt și cu vorbirea limbi. Sabat. Doamne, nu contează altele. Sabat. Să nu pui mâna și nici gura pe carne de porc și cu sabatul. Dacă ții sabatul, ești fericit. Ești liniștit. El poate să facă toate. Ai nicio sens. El să țină, Doamne, să țină sabatul. Dacă să ții legea. M-am apucat să citesc acum 1 Timotei și... nu știu, ori spuneți dumneavoastră, citesc eu greșit Biblia. Am altă Biblie. Acum e adevărat că am o Biblie mai veche, dar ascultați ce spune Biblia. 1 Timotei 1:8. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează nimic.
Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege, nesupuși, nelegiuiți, păcătoși, fără evlavii, necurați, ucigători de tată, ucigători de mamă, ucigători de oameni, curvari, sodomiți, spăzători. Bă, dacă ești sodomit, ține legea ta. Tatăl spune, pentru așa e făcută legea. Pentru mine nu e. Eu sunt neprihănit în Domnul Iisus. Pentru mine nu e legea. Sabatul meu e Domnul Iisus Hristos. Odihna spirituală în care am intrat eu este Domnul Iisus Hristos și odihna de luni până luni. Asta e sabatul meu. Asta e sabatul meu. Domnul Iisus Hristos, Evrei, capitolul 4, este sabatul meu. Definitiv, s-a încheiat. Legea este făcută, spune, pentru stricați. Pentru asta e făcută legea. Pentru cine e făcută legea, frate? Trăim în lumea asta. Pentru cine e făcută legea? Pentru ce e făcută legea de a, nu, de a da trecere, de a da loc la oameni care trec pe trecerea de Dumnezeu? Pentru cine? Pentru aia care n-ar da loc. Și vă pun legea ca să vă oprească. Pentru asta e făcută. Pentru aia e făcută legea. Pentru oameni care calcă legea. Pentru eu care am ajuns în Iisus Hristos și am primit o lege a Duhului de viață care m-a izbăvit de legea păcatului și a mortii. Și trăiesc în neprihănire. Datorită Duhului Sfânt și Domnului Iisus Hristos. Aia legea nu-i pentru mine. Legea nu-i pentru mine. Eu nu există nicio lege pe pământul acesta care să poată compara cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spune, mai mult prin jertfa Domnului, am să mai punem numai ceva. Să mai punem o lege. Și ce a spus Pavel? Și este un cuvânt din Biblie și așa că nu mă trebuie să vi spun. Pavel a spus că ăștia zice, mă, dacă te tai în prejur, da? Dacă dai o bucată de piele, să duc eu, ei ești mântuit. Dacă tot crezi tu că te-ai mântuit și te tăiat în prejur, ai de dată definitiv. Să fii jurească de o dată cei ce mă duc. Ai de dacă tu crezi că mântuirea stă în porcăria aia, tu crezi că în asta stă mântuirea. Adică ai ajuns să compari un act fizic făcut de om cu jertfa Fiului lui Dumnezeu. În esență, mai multe lucruri pe care aș fi spus, dar timpul este limitat. În esență, ideea este asta. Siguranța mântuirii noastre, mântuirea noastră, bucuria mântuirii noastre trebuie să fie legată nu de o faptă, ci de o persoană. Și persoana aceea este Domnul Iisus Hristos. Nu eu. S-ar putea să vezi mântuirea de o persoană, dar să vedem. Zic oamenii, dacă tu faci, păi zice Dumnezeu fără, dacă tu faci primul pas, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traiță. Nu? Tu ce vrei să-ți mezi, zice Dumnezeu? Nu, Dumnezeu nu îți face așa. Dumnezeu a făcut o mântuire, o lucrare de mântuire perfectă în Domnul Iisus Hristos și încheie în dimineața aceasta cu evrei care arată suficient de clar lucrarea aceasta extraordinară pe care Domnul Iisus a făcut-o noi. Uite ce spune în evrei. Evrei 10:10. Prin această voie am fost sfințiți și anume prin jertfirea trupului lui Hristos. Odată pentru totdeauna. Domnul Iisus nu face jumătăți de lucrări. Oamenii fac. Băi, eu cred că tu poate nu ești mântuit, ai jumătate de mântuire. Dar e mântuirea Domnului Iisus. Eu vreau să spun cum e mântuirea Domnului Iisus. Lasă mântuirea aia de două parale și ia mântuirea Domnului Iisus care zice e odată pentru totdeauna. Și mai repet o dată, în caz că nu mai înțeles, bine zice așa. Că ești printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. În Domnul Iisus Hristos noi suntem sfințiți și desăvârșiți odată pentru totdeauna. Siguranța mântuirii mele este legată de Domnul Iisus Hristos. Și închei cu această imagine pe care v-am prezentat-o la voi. Dacă Domnul Iisus a venit acum și ne-am duce toți și ar fi acolo, da, stilurile alea de câteva tone de păcatele noastre scrise pe foie. Și Dumnezeu te-a întrebat, de ce să te lasă aici din părăția mea? Ce îi spune? N-ai iertat la tine. N-ai iertat nici la păcatele tale. Ce ai iertat la Domnul Iisus. Fiindcă oamenii nu înțeleg lucrarea de mântuire perfectă, de plină, de săvârșită a Domnului Iisus Hristos, de asta oamenii nu au siguranță mântuire. Să ne uităm, zice în capitolul 11, să ne uităm, țintă. La cine? La noi. Cât de slab suntem, cât de cum? Ne uităm. Doamne, ce slab suntem, țărâna Pământului, suntem tai și amare. Suntem fără Hristos așa. Fără El suntem. Dar cu El? Suntem tot. Asta este siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii este să te uiți la Domnul Iisus Hristos. Nu intensitatea credinței noastre contează, ci obiectul credinței noastre care este Domnul Iisus Hristos. Nu contează că credința noastră e firală. Contează că credința noastră e îndreptată către cine trebuie. Și cel care a început o bună lucrare a noi, cum va duce la bun sfârșit. Nu pentru că credința noastră face, ci fiindcă El e dat. Să fie Domnul. Amin. Amin.